Proiectul Școala Postdoctorală în domeniul agriculturii și al medicinei veterinare, finanțat de Uniunea Europeană, a ajuns la final. În cadrul conferinței de presă, organizată în acest scop la sediul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, s-au prezentat ultimele referate de finalizare a proiectului corespunzătoare activității de 2 ani de zile. De la Timișoara sunt 50 de doctori de la 4 specializări. Este vorba de agricultură, de horticultură, de medicină veterinară și zootehnie, ordinea este cea alfabetică. Deci au participat în două serii, primii acum 2 ani și jumătate, ceilalți acum 2 ani. Peste 3 zile se încheie complet acest program. Valoarea întregului contract este de 20 de milioane de lei. De asemenea, în acest program mai participă și sub coordonarea noastră și Universitatea din Iași cu 50 de doctori și cea din Cluj cu 20 de doctori, universități similare de științe agricole. În primul rând este faptul că învață să cerceteze tinerii, a doilea rând avem program de studii în străinătate, respectiv de specializări în străinătate și foarte mulți au fost la specializări de la 1 la 6 luni în străinătate. Se învață cu sistemele de lucru de acolo, se învață cu metodologia de acolo, cu aparatele moderne și când vin înapoi, pretind și bine fac, ca și universitatea să aibă astfel de aparatură. Deși noi, universitatea are aparatură de ultima generație. Cel mai greu a fost când trimiteam acești doctori în străinătate pentru 1, 3, 6 luni și n-aveau bani suficienți ca să meargă dincolo. Și am fost obligat de la universitate să împrumutăm și vom să rambursăm acești bani. Dar n-am reușit de fiecare dată să-i trimite pe cei care trebuiau în străinătate. Sunt multe beneficii la aceste lucruri. Noi putem să le cuantificăm așa, să zicem, un beneficiu de moment. În primul rând, vizibilitatea universității este mare. În al doilea rând, creștem o pleiadă de cercetători care vor face mult bine științei agricole românești. Acesta este un lucru care este evident. Apoi, numele lor apar în reviste de prestigiu din țară și din străinătate mai ales, pentru că dânsii trebuie să publice niște articole obligatorii în reviste de prestigiu. Și atunci se cunoaște faptul care sunt preocupări universității noastre în domeniu și foarte multă lume a luat deja legătura cu noi în acest domeniu și în foarte multe reviste sunt articole noi în care se citează cercetătorii noștri cu rezultatele lor. Este vorba de o cercetare în general fundamentală, dar și cercetare de domeniu practic. Sigur că vor simți în măsura în care noi vom reuși să facem ceea ce noi încă nu reușim în țara românească. Adică să reușim ca să educăm agricultorii în a veni spre știință. La noi, agricultura este, din păcate, considerată ca ceva ce trebuie să o știe din nativ, pe când agricultura este cea mai grea știință. Nici o facultate din lumea asta nu este de complex ca o facultate de științe agricole sau de agricultură în general, de biologie aplicată în general. Nici un student din altă parte nu învață în același timp și mecanizare, să zicem și genetică. Aceste două lucruri nu au nimic în comun. Omul trebuie să fie un specialist, un absolvent de-al nostru, trebuie să fie în primul rând tehnolog, trebuie să fie în al doilea rând mecanizator, trebuie să fie în altă parte biolog și trebuie să fie economist neapărat ca altfel de faliment. Deci trebuie să aibă o specializare foarte multiplă și foarte grea. Agricultura este o meserie extraordinar de grea și care se face greu și rezultatele că este grea se văd și pe piață și tot peste tot. Proiectele de cercetare acceptate în program s-au încadrat în domeniile agricultură, horticultură, zootehnie și medicină veterinară. Domeniul de specialitate, începând din perioada doctorală, a fost domeniul agroturistic, un domeniu relativ nou, dar foarte în vogă, cel puțin în ultimii ani și cu șanse mari de reușită, chiar și pentru țara noastră, evident pentru alte țări. Șansa deja este concretizată, țări ca Austria, Germania, Italia, Franța și așa mai departe, Elveția și așa mai departe. Acum, referitor la proiect, cred că nu numai pentru mine, ci și pentru colegii mei, proiectul a constituit o oportunitate din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, faptul că prin acele vizite concepute de Laura în țări din Uniunea Europeană au fost cuprinse diverse domenii pentru toți specialiștii, am putut vedea concret modul lor de lucru, modalitatea de abordare a problemelor, începând de la faza de teorie până la faza de aplicare a acestor cercetări în teren. Și bineînțeles, prin intermediul stagiilor, mai greu de realizat, cel puțin pentru cercetătorii români, am putut schimba experiență cu cei din străinătate. Ați întrebat mai devreme pe domnul profesor Moisuc de beneficiile proiectului. Cred că pe termen lung, într-adevăr, beneficiile sunt considerabile, în sensul că
toți cei care au fost plecați în stagii și nu numai, am stabilit diverse relații de colaborare cu partea internațională. Am reușit să ne facem vizibil ca și cercetători pe plan internațional, lucru care poate că era mai greu de susținut, cel puțin din punct de vedere financiar, dacă proiectul nu ar fi existat. În cadrul acestui proiect am studiat conținutul în macro și microelemente al legumelor și fructelor, prelevate atât din supermarketuri cât și din piețele agroalimentare, produse de import, respectiv produse autohtone, și mai am anunțit partea județului Timiș câteva puncte de prelevare de a probelor de legume și fructe. S-au obținut rezultate interesante în ceea ce privește conținutul în metale grele, respectiv conținutul în macroelemente, produse de import versus produse autohtone. La ora actuală, problema metalelor grele din fructe, legume și toate alimentele este foarte dezbătută atât pe plan național cât și pe plan internațional și ar trebui să ne intereseze din ce în ce mai mult datorită poluării, datorită multor factori care intervin și fac posibilă apariția acestor metale grele în produsele animale. Având în vedere marea mulțimea de date obținută, practic foarte multe probe au fost luate în analiză, au fost discutate și fără suportul financiar acordat de acest proiect, nu cred că ar fi fost posibil să rezolvăm. Proiectul a fost demarat la data de 25 mai 2010, iar perioada de implementare a fost de 36 de luni. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara a fost coordonatorul acestui proiect, iar partenerii au fost Universitățile Surori din Iași și Cluj-Napoca. De pe urma acestui proiect au beneficiat 120 de bursieri, dintre care 50 din Timișoara, 50 din Iași și 20 din Cluj-Napoca. Fiecare bursier a primit un sprijin financiar de 100 de lei pe lună, iar valoarea totală a proiectului se ridică la 20 de milioane de lei.